Ia, vă arăt pisica. Auto. Vă mai arăt o dată. Ia, ia. Uți-o lecă. Până una alta mi-am arătat mie pisica. Probabil vă întrebați unde este noul decor care nu este. Și asta nu pentru că sunt vreo loază leneșă care a dormitat ca ursul zilele astea, ci pentru că am dat un super deci trebuie să vă povestesc asta. E prea tare înainte să intrăm în subiectul principal al zilei, adică muzichie și chestii pentru a ascultat divinele sunete. Deci decorul. Ne-am apucat voinicește de treabă încă de acum vreo 10 zile. Adică mi-am învârtoșat eu mintea și am puit o idee, un concept, cum se zice în creație, apoi super talentatul meu prieten Cristi, bă Cristi, a transpus-o grafic, Bunul meu prieten Nicu a încărcat-o într-un plotter și i-a insuflat viață, adică a tipărit-o pe un canvas magnetic care se atașează pe perete, iar un alt prieten, Nic, a muncit fizic jumătate de zi pentru a-l da jos pe vechi, mare greșeală, și pentru a-l așeza pe cel nou la locul lui. Vedeți mă ce nu fac eu pentru voi? Deci decorul s-a întâmplat, e la locul lui, cum ziceam, și atunci cum mama dracu am ajuns eu aici în cotlonul ăsta de birou? Păi decorul este dincolo, în studio, iar eu aciulea la teșghea. Păi sunt eu să vă spui care a fost problema. După ce a pus nic și ultima bucățică de decor, ultima fâșie pe perete, uh, m-am uitat lung așa la tot decorul și m-am simțit nu ca un toreador învingător, ci ca un taur furios. Bă, deci este roșu de-am văzut roșu în fața ochilor. Toată lumea e pe pastel, pe alea, alea, culori calde și prietenoase cu ochiul privitorului. Al meu este roșu de tăia capul, roșu Trump, ca să zic așa, headbanging bă băiatule. Și stai așa, că asta nu este singura problemă. Pe lângă că întunecă studioul. Când dai drumul la lumini, nu doar că se văd softboxurile proiectate pe el, dar culoarea se duce iremediabil în p***. Măsii, decorul se umple de lumină ca leopardul de pete sau copilul de pojar și obții un gradient de brozuri și alte orori și erori. Cine e divină? g evident, cu ideea mea creață de decor colorat. Cu alte cuvinte, astăzi vom arunca la genă nu doar gena de decor, ci și 10 zile de muncă, și nu doar a mea, ci și a băieților, și evident o pungă de bani că prieten prieten, dacă cu brânza știți cum stă treaba. Nu mai intru în detalii și în depresie, chestia e ca noapte toată trupa ne-am apucat să-l refacem. Ideea este că, din nefericire, luminile nefiind foarte sus și proiectând practic fascicule pe decor suntem nevoiți să mergem pe alb și cel mult bej, așa că dacă totul merge as intended și nu mai dăm încă vreun fuck up, el ar trebui să fie gata pentru clipul de poi mâine seară, care este oricum unul foarte special. Bine, special este și ăsta. Și acum să trecem la chestiune și la încă o promisiune pe care v-am făcut-o pe lângă aia cu decorul și pe care evident caut să o împlinesc. Am zis că vom vorbi despre muzică la un moment dat, iar acel moment dat este acum. Ho, oh, oh, ho, oh, ho, e tare, tare de tot subiectul. Și am legat asta cu încă ceva care știu că vă interesează. Acum câteva săptămâni, nu multe, Apple a făcut un anunț răsunător care a zgândărit din nou haterii și a fascinat din nou teleghidații care venerează brandul cu primele lor căști over ear pentru a ascultat muzică, adică astea, prenumele lor întreg AirPods Max. Bineînțeles că prea puțini au mai stat să analizeze propunerea când au văzut ea, ghiciți ce? Evident, prețul. 550 de dolari pe site-ul oficial și 3000 de lei la băieții de la Avestor care mi le-au dat să le tăvălesc în acest test. O căruță de bani care trivializează eventualele calități audio sau de design. Și partea interesantă este că Apple nu sunt singurii care au venit cu o astfel de propunere. Fix în aceeași perioadă, dacă nu chiar un pic mai înainte, Huawei au scos și ei oarecum același lucru. Astea. Ele se numesc FreeBud Studio și le-am văzut pe net între 1300 și 1500 de lei, hai să zicem o medie de 1400. Deci tipic, jumătate de preț față de propunerea Apple. Și dacă tot am îngroșat obrazul la Avestor, le-am zis să-mi dea și două referințe. Nu vă spui care încă păstrez surpriza pentru mai încolo, nu de alta, dar ca să avem niște termene de comparație. Bun, acum că avem cu ce asculta, haideți deci să încep prin a întreba ce ascultăm, adică muzica, voiam să zic. Rămâneți cu mine în acest video fără decor și să cânte muzica, nu? Am mai spus într-unul dintre precedentele mele materiale, ăsta, că am fost un mare devorator de muzică. Și spun am fost, pentru că, na, te mai domolești cu timpul și nici timp să mai faci asta din zori și până noapte nu prea mai este. În plus, Muzica de astăzi nu mai este nici măcar pe departe statementul care era în adolescența mea. Dar sunt convins că sunt destui printre voi cei care își amintesc de trebușoara asta. Găștile, tovărășiile, chiar iubirile se înfiripau adesea în jurul gusturilor muzicale. Întrebarea ce asculți era în adolescența mea mai populară decât întrebarea de zilele astea, stupidă de altfel cu ne vaccinăm sau nu. Dă! Sau decât întrebarea extrem de populară, există Dumnezeu? Iar dumnezeii mei, pe atunci, că erau mai mulți, nu doar unul, se numeau Led Zeppelin, Eric Clapton, Dream Theater, Johnny Hooker, Sex Pistols, Metallica și mulți, mulți alții. Toți însă din zona asta rock sau foarte rock. Ascultam în cantități industriale de la rock and roll la punk și de la blues la black metal, atât timp cât rămâneam în zona asta rock. Și desigur, detestam cu patimă și pasiune inerentă vârstei orice formă de disco numită peiorativ pe atunci discă orice formă de new wave sau hip hop, va de retro de peșmod, tu, 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 tu ale tinereții năbădăi, exclusivisme și talibanisme. Și încă eu eram un caz fericit, alți prieteni dai mei de pe atunci ascultau doar punk sau doar metal sau doar o anumită categorie de metale, mai grele sau mai ușurele și doar aia. Îmi aduc bine aminte că mai ieșau și bătăi pe tema asta, lucru de neconceput astăzi, și bine că este așa, ca astăzi adică și este normal să fie așa, sau cum spuneam, partea bună ajungeau să se lege iubiri și relații în jurul preferințelor muzicale. A, și mai era asta cu știe sau are muzică. Era un fel de mini Dumnezeu în grupul tău, un sectarism din ăsta pe care, apropo, cam în aceeași perioadă l-am trăit și ca gamer, dacă dețineai un anume know-how, adică plus 10 la knowledge și pe deasupra mai aveai și asset-urile corespunzătoare adică casete, viniluri sau CD-uri. Și din punctul ăsta de vedere am fost un norocos. Tatăl meu, născut fiind și provenind din Boia Mare, Mureș, avusese acces la muzici bune, via Ungaria și vest în general, la tot felul de rock mișto în anii 60-70, o perioadă de mare efervescență creativă în domeniu. Așa se face că aveam la botul calului, acasă, încă de mic, Led Zeppelin 4, Wish You're Here, Sticky Fingers, Back in Black și zeci, dacă nu sute, de astfel de titluri pe care evident am început să le ascult încă din școala primară. Pe partea cealaltă, mama mea era mare ascultătoare de muzică clasică, așa că abundau pereții de Haydn, Mozart, Beethoven, Dvorak, Gershwin, Prokofiev sau Shostakovich. Dar despre asta voi vorbi mai puțin, pentru că la acea vreme clar mă pasiona mai puțin. Prin urmare, reușeam destul de ușor să-mi fac și prieteni și mai ales prietene în jurul gusturilor, know-how-ului și mai ales asset muzicale. Și chestia e că am rămas cumva în zona asta de preferințe rock și astăzi, deși sigur mi-am mai diversificat paleta. Dar poanta e că astăzi se întâmplă două lucruri. Rocul este cât se poate de mort, da, știu că voi primi un cord de -ă huiduel și fluierături de la hardcoriști, dar hai să fim realiști, și pe de altă parte muzica golită de mesaj de acum nu îmi zbârne nicio coardă. Să mai explic prin câteva observații. Mă uitam într-o zi pe un canal de ăsta muzical la TV la niște clipuri, nu contează oarecare, basically toate sunt la fel și canalele și clipurile și după câteva ore de studiu am văzut cam același lucru, aceleași teme recurente și complet golite de conținut. Este o nesfârșită masturbare a plezirismului, fie ea o behreală ingenu diafană cu substrat sexual, gen sărâtul tău, mâinile tale pe corpul meu, e -a, e -a, Fie este o paradă penibilă de bling și mașini scumpe, gen uite ce bogat și șmecher sunt eu bă săracilor și uite cum am reușit eu dintr-o panoramă să ajung băiat șmecher și realizat. Bine, tot o panoramă, dar de data asta bogată. Și mai e ceva, toate, dar absolut toate sună pe acolo, la fel. Atunci când s-a produs Big Bang-ul ăsta pop rock, adică prin anii 60-70, Marea șmecherie era să suni cu totul altfel decât oricine altcineva și dacă nu făceai asta, nu existai. Beatles suna ca Beatles, Stones ca Stones, Zeppelin ca Zeppelin, Floyd ca Floyd și totul, absolut totul era diferit. Temele, soundul, mesajul sau mai bine zis mesajele ascultai piesa aia anume pentru că ea îți spunea ceva anume, nu era doar un soundtrack al vieții tale undeva departe în fundal. Studiați un pic bitul, temele, linia și direcția celei mai substanțiale părți a muzicii mainstream a anului dominii 2021. Copy-paste de the teme, bituri și mesaje. Iar tema, singura temă, pentru că nu există un plural, e doar una, ar fi cam așa. Asta este noaptea și este singura noapte. Atât! Iar ăia mai smart dintre muzicienii de azi nu fac decât să recicleze inteligent lucruri deja făcute cu decenii în urmă de către monștri sacri și să le revândă drept materiale noi unei generații neștiutoare, ca să nu zic de dreptul ignorante în domeniu. Am stat într-o zi și am ascultat Taylor Swift tot. Veneam de la ea singur în mașină și am zis, na, hai să mă pun și eu la curent. Pentru o ureche antrenată se simt imediat influențele country sau R&B, care evident nu sunt doar influențe. Dacă ai un pic de cultură muzicală, recunoști imediat și sursele, dar poți să le vinzi foarte bine drept material nou, cui habar n cu ce se mănâncă. I se pare că ascultă ceva nou și original, deci pas. Și evident este departe de a fi singurul astfel de caz. Cât despre rocul care e mort, am cerut colegilor mei, mai puști și brokerași așa, să-mi sugereze titluri mai noi. Asta pe lângă cele trei servicii Tidal, Apple Music și Spotify la care sunt abonat. Adică mai exact i-am cerut lui Marinachei și celor 23 de ani ai lui. Greta Van Fleet, serios? Dacă vreau să ascult Zeppelin, ascult Zeppelin. Gen, dacă vreau să alerg, nu mă încalți cu Abibas. Chitara electrică a devenit doar un accesoriu fashion, retro vintage și cam atât, ceva de ținut în mână pentru niște băieți și fete care se fuțăie cu ea în clipuri și pe scenă. Nu mă credeți? Gripul pe care l-au în momentul ăsta light popul sau hip hopul este colosal. Uitați-vă la vânzările lui Kanye West, la vizualizările pe care le fac genurile astea pe YouTube și peste tot pe net, la dominația lor zdrobitoare din topuri și evenimente muzicale și veți înțelege, până și cei mai nostalgici și trăitori în trecut dintre voi, Cam cât de mort este rocul? De fapt, muzica nu mai este tocmai muzică, ci este o soi de, de toate, un amalgam de vizualizări și lifestyle alimentat ca focul de oxigen de către social media, în care sunt convins că până și o bășină trasă la propriu, direct în microfon de către muzicianul menționat mai înainte, ar deveni nu doar virală, ci cu siguranță ar urca și pe prima poziție în topurile muzicale din toată lumea. O continuă petrecere, party party multimedia pe ecstasy, care zău dacă mai are vreo legătură cu muzica și care propune o lume văzută prin filtre de Instagram și totodată printr-un nesfârșit calup publicitar. De ce am zis asta? Pentru că product placementul și influencing-ul se simt ca la mama lor acasă, în ceea ce în mod eronat se numește acum muzică. Că este vorba despre țoale, produse de make-up, căști audio, mașini, și sau orice, absolut orice, ele și-au locul în aproape orice producție, așa zis, muzicală. Nu doar identificându-se cu muzicianul respectiv, devenit agent de vânzări, ci ajung să devină ele însele mesajul respectivei producții. Piesele sunt, de fapt, reclame de 3-4 minute, în care ascultătorului sau privitorului îi se vinde, practic, produsul respectiv. Iar asta este de căcat. Iar dacă nu îi se vinde un produs, îi se vinde măcar un anume stil de viață la care să aspire. Cum a devenit asta posibil? Simplu. Avem acum o generație atât de familiarizată cu reclama, atât de bombardată de social media cu advertising și când respiră și când mănâncă și când se cacă, sau invers încât ascultătorului însuși ajunge să-i se pară familiară treaba asta atunci când o regăsește inclusiv în muzica pe care o ascultă. Dar știi ce? Tot ceea ce am zis aici este de bine, din mai multe motive. Tatăl meu, de la care, așa cum spuneam, am deprins nu doar pasiunea pentru muzica bună, ci am primit și muzica însăși, sub formă fizică de LP-uri, spunea cam așa. Există atâta muzică bună făcută până acum, încât nu ți-ar ajunge vreo 10 vieți ca să o asculți pe toată. Așa că nu sunt nevoiți să ascult Lil Nas X. Asta pe de-o parte. Și pe de altă parte, muzica bună trebuie să rămână un underdog în perioada adolescenței mele. Era o mare jmecherie să asculți chestii pe care nu le ascultau alții, pe care le știai doar tu și te bucurai tu de ele din intimitatea ta. Acum mi se pare a fi pădos. Oamenii caută să facă exact ceea ce fac toți ceilalți. Să se îmbrace la fel, să consume aceleași muzici, aceleași seriale, să-și cumpere aceleași gadgeturi, să se uniformizeze până la dizolvarea totală în masă în turmă. Sigur, asta în vreme ce e aceiași oameni, ci că celebrează diferențele, dar asta doar din vorbe, evident. Așa că mă declar extrem de mulțumit că în vreme ce toată lumea merge într-o direcție, eu mă duc în ailaltă. Și mai e o parte bună. Nu, The Glory Days ale unor genuri nu se vor mai întoarce niciodată, dar asta lasă loc de suficientă creativitate cât să poți pune altceva în loc. Altceva decât ce a fost și poate altceva decât spoturile publicitare devenite clipuri muzicale. Și pentru că tot am vorbit în acest preambul despre product placement și despre reclamă, hai să facem asta pe față, nu? Deși în apărarea mea se poate spune nu doar faptul că până la urmă canalul ăsta este unul axat în principal pe tehnologie, deci aici este locul lor, și nu într-un videoclip muzical. Și pe de altă parte pot să afirm cu încredere că m-a durut mereu în bașcheți despre părerea celor care mi-au furnizat respectivele echipamente și am făcut destul antireclamă atunci când am simțit că produsul nu mă satisface. Sigur, gurile rele acum ar putea spune că good publicity or bad publicity is still publicity, dar asta este deja teoria chibritului. Bun, hai să cunoaștem catindații la precedentul review de căști, ăsta era vorba despre doape, despre căști Bluetooth in-ear și atunci am avut doar două perechi și am și spus de ce. Pentru că erau proaspăt apărute și am preferat să mă concentrez doar pe ele, dar au fost destui cei care au cerut o selecție mai largă pentru o comparație mai echilibrată. Așa că astăzi am zis să repar această limitare și pe lângă AirPods Max și FreeBuds Studio, am adus și niște artilerie grea, grea de tot, benchmarkuri în domeniu și le mulțumesc băieților de la Avestor că mi-au pus la dispoziție și o pereche de Sennheiser Momentum. Iată-le aici și una de Bang Olufsen Beoplay H95 ca să avem cu ce compara. Nu, nu este un material plătit de careva și nici nu mi-a zis careva să zic ceva de bine, deși pot garanta că și dacă ar fi fost așa, mă refer la bani, partea a doua afirmației ar fi rămas la fel de valabilă. În mod deliberat am refuzat să citesc orice fel de recenzie, bună sau proastă, cu privire la oricare dintre aceste patru modele, asta ca impresiile mele să nu fie în absolut niciun fel influențate de vreo altă părere sau autoritate. Pur și simplu am văzut o știre în lansarea primelor căști Apple Over Year, acum câteva săptămâni, și intrarea gigantului american și pe acest segment. Apoi s-au adăugat lansarea căștilor Huawei, astea, în cam același registru și în cam aceeași zonă și dacă tot au apărut astea două, am zis să fac fix ce n-am făcut în precedentul clip în care am comparat AirPods Pro versus FreeBuds Pro, adică să aduc și două mărci consacrate pentru a avea termen de comparație și repere. Am să le iau pe rând și deși observațiile mele s-ar putea dovedi prea impresioniste pentru die-harzii herților și biților, vă spun din capul locului că ceea ce m-a interesat a fost mai degrabă experiența muzicală la ureche, decât specificațiile tehnice. Iar procedura de ascultare a fost în felul următor. Am luat patru dispozitive, am instalat pe toate Tidal ca să fie fix același serviciu muzical, care mai are și avantajul unei calități bune spre foarte bune a pieselor și streamingului și am făcut o selecție de câteva piese din genuri și stiluri diferite, selecție pe care apoi am ascultat-o pe fiecare dintre cele patru perechi de căști. Apoi, un alt aspect important asupra căruia am stat în cumpănă o bucată bună de vreme, a fost dacă să folosesc sau nu un DAC de căști care să îmbunătățească experiența. Și am decis în cele din urmă că nu. Vorba unuia dintre prietenii mei buni și mare audiofil, dacă e să fie portabile, atunci să fie dracului portabile și nu să te plimbi după tine cu accesorii gen DAC și cabluri că basically mai nimeni sau oricum foarte puțini fac efectiv asta. Sunt niște căști Bluetooth, run and gun, cum se zice, pe care să le conectezi la telefon și să asculti muzică acasă, pe drum, la sală, la budă, la muncă sau oriunde altundeva vrei tu și-ți vine cheful. În plus, cele două perechi provenind de la Apple, respectiv de la Huawei, spre deosebire de cele de la Sennheiser sau Bang Olufsen, nici măcar nu au o intrare analogică, adică jack de căști, ci evident sunt gândite pentru a fi împerecheate direct cu dispozitivele, adică telefoanele, tabletele, eventual chiar laptopurile respectivilor producători. Odată stabilită treaba asta, am ținut cont de trei criterii. În primul rând, calitatea sunetului, probabil 70-80% din evaluarea mea, restul de procente mergând spre alte două chestii pe de o parte design și construcție, cu consecințele lor de aspect, confort și ergonomie, și pe de altă parte software și control, adică aplicația corespunzătoare de pe dispozitivul corespondent. Ați înțeles ceva? Ok, am să le iau pe rând și la sfârșit o să tragem o concluzie. Și începem, zic, cu vedetilii AirPods Max. The Shizzle, casca de la Apple care a strânit mare vâlvă, promisă și așteptată de câțiva ani buni, mare event pentru Die Harzi brandului, relevantă fix cât o ceapă de gerată pentru toți ceilalți. 550 de dolari la ei acolo la Americuța pe site-ul oficial, 3000 de lei paralei la Avestor care mi-au pus căștile astea la dispoziție. Este un purcoi de parnos, ca să zic așa, deci prețul cel puțin le duce într-o zonă destul de pretențioasă și elitistă. Adică pe la banii ăștia găsești scule zdravene de tot, cum este această pereche de H95 ori de la Bang Olufsen, aici de față, care este 3700 de lei. Deci Apple AirPods Max, you'd better be good. Și le-am ascultat. Le-am conectat la iPhone 12 Pro Max-ul meu, am dat cheie la Tidal și am ascultat culoarea minte. Am pus dităti: ACDC vreo două piese de pe ultimul album, Shot in the Dark și Through the Mists of Time, Pink Floyd cu Comfortably Numb și Money, Dire Straits evident pentru spațiere și stereofonie, apoi ceva Dream Theater și Sepultura Roots, remasterul din 2017, apoi am trecut la Taylor Swift, două-trei piese, Lil Nas X, Snoop Dogg, Chiar și briliantul României, Florin Salam, că tot s-a bârfit nesfârșit pe tema acestei asocieri, pentru toți magnații care știu să-și facă viața și am încheiat cu superbisimul concert pentru vioară în re major opus 35 al unui alt briliant, dar nu la fel de popular ca primul, pe nume Piotr Ilyich Sunetul acestor căști este... Splendid! Clar, AirPods Max au o inclinație către piesele pop și hip-hop, au un bas de-ți organele în tine și creier în cap, dar basul ăla este profund și plin, cam lung și cam reverberant pentru gustul meu, dar oricum foarte bun. Mamă, deci m-a luat, frate, m-a luat de jos. Tu știi cât bas se aude destul de bine cam orice gen, și categoric din punct de vedere strict audio, al calității sunetului primesc notă mare, nu sunt o păcăleală în niciun caz. Iar dacă le asculți, poți face și tu asta la băieții de la avestor. Și dacă ești tatăl haterilor, nu vei putea spune că sunetul este mai puțin decât excelent. Deci, din punctul ăsta de vedere, Apple a livrat și și-a ținut promisiunea. Repet, singura observație este aici când vreme ce livrează bine pe mai toate genurile excelează cu adevărat acolo, unde excelează și Beats, un alt brand aflat tot în grădina Apple, și anume la muzica pop și hip-hop contemporană. Hai să vedem cum sunt din punct de vedere design, construcție, ergonomie și confort. Băi, mi s-au părut mari și grele, no less premium, fără îndoială, dar sunt masive, tată. Este fer și nu de oricare stainless steel. Cupele sunt enorme, reci și grele, heavy metal PC, banda de susținere este tot metal, învelit în cauciuc aderent și pe creștet este dublă gen ca să distribuie mai bine această tonă de oțel pe scăfârlie. Cred că Apple le-a gândit să reziste unui atac atomic sau ca să întărești mușchii gâtului cu ele. Între cele două țăvi este un soi de sită textilă și pe ansamblu căștile astea au și o ușoară notă retro, păstrând însă strălucirea și aerul premium Tipic Apple. Îmi place aspectul lor? Bă, nu. Deloc. Sunt prea mari, prea grele și cumva prea dal așa. Ergonomia însă nu este rea. Stau bine și comod pe cap și uite, mai au și un gimmick interesant. Aceste perne cu magnet care se atașează și se detașează și prin urmare se pot înlocui foarte ușor. 70 de para decât altă pereche. Jesus, Mary and Joseph, cu banii ăștia ți o pereche de căști de la Skullcandy, Candy, de exemplu. În fine, cât despre control și software, treaba asta așa. Pe casca dreaptă ai două butoane. Un potențiometru, care seamănă cu cel de pe Apple Watch, de unde reglezi volumul, iar la apăsare se întâmplă play și pauză, și un al doilea, care controlează anularea zgomotului de fond, adică acel noise cancellation. Aceasta, din urmă, este o demență. Casca devine aproape surdă în momentul în care activezi opțiunea asta. Asta e noise cancellation full, nu mai aud nimic. Deci nimic în jur. Nici vocea mea nu aud cum trebuie. Dacă ești un disperat al acestei funcții, AirPods Max rupe la capitolul ăsta. Poți să pui noise cancellation-ul pe off și îți vei da repede seama că izolarea asta excelentă nu este dată doar de soft și de cupele foarte mari, ci și de casca fizică însăși, care te izolează foarte bine de ambianță prin construcția ei. Și apoi ai suportul magnetic în care le pui, adică ăsta, și care este... Uh o tâmpenie. O pereche de chiloți, de budigăi în care bagi bucile astea mari, cupe am vrut să spun, și pe care trebuie să-l cari peste tot după tine, pentru că altfel nu se oprește casca. Rămâne permanent conectată. Sistemul este ca la AirPods-urile mici, pe care în momentul în care le-ai scos din cutie, ele devin automat active și se conectează la telefon. Băi, ești nebun! Păi dacă la doape vei căra suportul cu tine, când el se încarcă respectivele căști, și oricum e foarte mic, să te cari cu prelata asta doar ca să poți opri căștile, mi se pare o tembeleală. Design flow, aș zice eu. Era greu mă să le pună un on-off pe ele? Dracu știe. Pe partea de conectare merg foarte ușor, însă, așa cum vă așteptați, treaba se întâmplă instant, iar softul de pe telefon dublează practic comenzile fizice. Noise cancellation on, off și transparență, adică maxurile îți permit să auzi perfect ce se întâmplă în jurul tău. Și mai ai tot aici și acel special audio care este bun pentru filme la care vrei să lărgești soundstage-ul. Hai că sunt în stare să vorbesc două zile doar despre astea și deja m-am întins foarte mult. În concluzie, din punctul meu de vedere, lucrurile stau așa. Sunetul este foarte bun, calitatea audio excelentă, designul greoi și urâțel, mai are și acel glitch al budigăilor pe care trebuie să-i car după tine și opresc practic conectarea cu telefonul, iar controlul și softul mi s-au părut un pic limitate. Pachetul pe ansamblu mi se pare un minim spartan, opțiuni puține și un preț imens. Deși adesea iau partea produselor Apple, chiar dacă sunt overpriced, Aici aș zice că Max sunt categoric overpriced și că în banii ăștia ai variante clar mai bune. Ajungem însă imediat și acolo. Hai să ne mutăm acum la cea de-a doua pereche din discuția de astăzi, FreeBot Studio de la Huawei. Well, cu astea treaba stă cam așa, ca să vă lămuresc cumva așteptările mele. Dacă Apple mai avea oarece experiență cu căștile over -ear pentru audiție, mă gândesc la achiziția cu ani în urmă a Beats, pentru Huawei FreeBuds Studio sunt clar de tot primele ever făcute de ei de acest fel. Primele primele din special lor. Huawei nu a mai făcut niciodată așa ceva și în mod normal nici măcar nu m-ar fi interesat să le iau în discuție, adică aș fi așteptat varianta a doua, poate mai târziu anul ăsta sau la anul, dar am avut o reținere. Și anume că Huawei știu să facă hardware și din nou până și haterii recunosc treaba asta. Telefoanele lor de top sunt bune, solide, extrem de bine construite, au niște camere fabuloase, laptopurile lor sunt bune și ele, căștile lor in-ear, mă refer inclusiv la FreeBuds Pro-urile testate de mine cu câteva săptămâni în urmă, sunt top notch și întotdeauna au venit cu prețuri extrem de bune pentru jucăriile lor. Nici FreeBud Studio nu fac excepție. Sunt jumătate de preț față de cele de la Apple, dar există un catch. Astea sunt mai scumpe decât merită să dai pe ele. Dar chestia e că nici astea nu sunt ieftine. Le-am văzut la 1300, 1400 sau 1500 de lei în funcție de vânzător. Deci hai să zicem o medie de 1400. Și în zona asta de preț găsești căști al dracului de bune, poate chiar mai bune decât astea. Dar dincolo de considerațiile astea de poziționare și preț, haide să vedem ce de capul lor atunci când le pun pe capul meu. Audio quality first, nu? Deci previzibil și evident, la banii ăștia și dată fiind reputația producătorului, se aud foarte bine. Am rulat tot așa, târlă de muzici și de genuri, de la rock la metal și de la hip-hop, pop și manele la clasică, aceleași piese ca și pe Max. Concluzia mea este așa, sunt în primul și în primul rând corecte. Sunetul este frumos spațiat, curat, nu are acute și agresivități care să mă enerveze, este soft și plăcut, iar soundstage-ul este mare, fără să fie bubuitor sau reverberant. Dar tocmai ăsta este cumva și călcăiul lui Ahile. Sunetul este un pic lipsit de personalitate. Comparate cu maxurile, sunt mult mai puțin agresive, nu urcă în volum atât de sus și de tare și le lipsește prezența și căldura celor de la Apple. Sigur, vorbim despre un preț la jumătate față de astea, deci trebuie ținut serios cont de treaba asta și de experiența clar mai redusă în domeniu. Este ca și cum Huawei nu și-au asumat niciun fel de riscuri. Au mers pe un sunet curat și clar, îngrijit și corect, fără să meargă într-o anume direcție de sound sau feel. Dar prudența asta are și avantaje. Toate genurile pe care le-am ascultat se aud bine. Deci, Freebud Studio sunt un all-rounder, în primul rând. Nu este absolut nimic care să mă supere sau să mă zgârie pe urechi. Dar această cumințenie a tonurilor face ca ele să nu se transforme din niște căști foarte bune într-unele excepționale. Poate cu un DAC, cu un Equalizer, vei obține sigur acea prezență. Dar ar încălca regulile acestui test în care am hotărât că vom merge exclusiv pe ceea ce oferă doar produsele însele, așa cum sunt ele. Dacă însă nu ești un tweaker din ăsta maniac și priceput, această corectitudine a lor îți va prinde bine și te vei bucura de cam orice gen de muzică fără mari bătăi de cap. Și apropo de bătăi de cap și pe cap, la construcție și design le prefer de o mie de ori maxurilor de mai înainte. Băi nene, astea sunt excepționale și strălucesc în departamentul ăsta. Sunt de o simplitate absolut răpitoare. Cupele sunt de dimensiuni medii și se îngustează spre exterior, un design atemporal pe care îl găsim și pe cele de la Bang Olufsen, Astea sunt simple și sobre, ușoare și extrem de comode. Minim de elemente, o singură bandă extrem de flexibilă, moale și bine garnisită cu buretele susține pe cap. Poți să te zbengui, iată, sau să alergi cu ele fără să le simți ca atlas cu tot pământul în spinare. Pernițele cupelor sunt moi și rezistente, oțelul care prinde cupele de suport este mătuit și elegant, tot ansamblul respiră lejeritate și frumusețe. Pe casca dreaptă ai portul de încărcare, peringul Bluetooth și butonul de on-off. Hallelujah! Adică spre deosebire de maxuri, pe astea poți să le oprești și să le deconectezi atunci când asculți la ele. Iar volumul se controlează elegant prin swipe pe suprafața tactilă a aceleiași cupe drepte, printr-un simplu sus-jos. așa. elegant și deștept. Ok, aș reproșa totuși faptul că butoanele sunt cam mici și puchinoase, mai ales pentru degețelele mele mărișoare, dar cam atât. Pe casca stângă ai controlul anulării zgomotului de fond, tot trei poziții, on-off și sunet ambient care să pătrundă în ele, comenzi care se regăsesc și în AI Life, adică aplicația de pe telefon. Apropo de noise cancellation, că am văzut că este o obsesie în piață în momentul ăsta, de care boare mai mare și casca mai surdă, Anularea zgomotului de fond pe astea parcă nu este la fel de agresivă ca pe cele de la Apple, dar rămâne una foarte, foarte bună și zic eu arhi suficientă. Pe astea le-am împerecheat corespunzător cu un P40 Pro și cu același Tidal pe care l-am folosit în toate testele. AI Life este o aplicație previzibilă, ai nivel de baterie, noise cancelling on, off și awareness, poți seta calitatea audio care să prioritizeze traficul de date sau calitatea sunetului, detecție la purtare și poți customiza un pic inclusiv comenzile touch de pe suprafața cupei, adică ce să facă ele atunci când atingi casca. Partea software este bine făcută și merge like a charm. Hai să tragem niște concluzii și la FreeBud Studio. Audio-wise sunt bune, dar cam neutre și cam cuminți fără exagerări, dar tocmai de aceea și un pic lipsite de personalitate. Ca design și construcție sunt superbe, simple, elegante și extrem de funcționale, cu observația că deși butoanele de control sunt câte trebuie și unde trebuie, ar fi putut fi o idee mai mari și mai bine spațiate. Ideea cu touch este excelentă și funcționează foarte bine, iar pe partea de soft se integrează impecabil cu aplicația și ea, la fel ca la Apple, un pic spartană. Și mai au de partea lor prețul la jumătate față de max. Acum, am auzit în comentarii și la FreeBuds Studio și la AirPods Max, cum că te fac prizonierul unui ecosistem și că dacă ai Apple, atunci să ții Max, dacă ai Huawei, ia-ți FreeBuds Studio. În principiu, da, așa este, dar mai e o chestie. Le-am conectat și în cross, adică freebuds pe iPhone și Max-urile pe P40. Well, merg și unele și altele de rup nori fără probleme. Chestia e că acele controle de pe cască funcționează perfect și fără intervenția telefonului, deci poți controla din oricare dintre ele puse în cross, inclusiv volumul de pe telefonul la care sunt împerecheate. Iar setările de noise cancellation merg foarte bine și de fapt cu orice altă comandă pe care o dai de pe cască. Poți așadar să le iei pe oricare dintre ele și vor merge ok pe oricare telefon. Sau și ajungem la ultima parte a acestui video fluviu, poți să-ți iei altceva. De exemplu, aceste Sennheiser Momentum, un reper nemaipomenit în această zonă de calitate și preț și care pe deasupra te mai fac să și arăți fix ca telefonista de la poșta sătească, știți, aia de bagă și scoate mufe din panou. Căștile astea au fost o adevărată odisee la test. Designul și construcția mi s-au părut din al doilea război mondial. Cred că așa aveau băieții ăia căștile pe panțere. Știu că e love or hate designul ăsta, dar ca să love trebuie să fii hipster rău ca să-ți placă. Aceste Momentum 3 over wireless, pe numele lor întreg, sunt în clipa asta reduse la vreo 1500 de lei la băieții de la Avestor și pentru mine au fost un mare motiv de sentimente amestecate. Bă, jur că arată ca dracu, tovarășa telefonistă. Banda de susținere este o șină secționată scoasă dintr-un dosar cu șină Pielea naturală de pe bandă și de pe cupe este cum era pielea de pe interiorul fostei mele alfe, rece iarna și fierbinte vara și ici. Deci da, sunt urâțele, ciudățele și nu dau acel feeling de retro, ci de vechi de-a dreptul. Nu săriți cu furcile și topoarele pe mine, nu-mi plac și pace. Aplicația este și ea o pedeapsă. Am făcut greșeala să o pun pe tabletă și nu pe telefon și da, e tot aia de pe telefon. Nici măcar nu scalează pentru tabletă, iar controlul din aplicație este și el o nenorocire. Știu că îmi voi lua scuipați cu căldarea, dar cel a fost pe încercatea. Nu știu cum e pe Android, n-am încercat, dar pe iPad mi-a mers ca un cur. Dar minune dumnezeiască că când le-am pus la urechi, pământul s-a oprit în loc. Au corectitudinea fribazurilor, prezența și forța airpodurilor înmulțite cu 2. Și când te uiți în urmă la celelalte două, adevărul ți se arată ca o epifanie așa. Momentum 3 nu sunt un fashion statement în primul rând, precum sunt celelalte două. Mai întâi este o cască pură de audiofil. Am rulat toate muzicile de pe Tidal pe care le-am pus și pe celelalte două căști și s-au auzit superb. Clar, nu este o cască cu care să ieși pe stradă, poate doar dacă ești tatăl hipsterilor și încerci să le arăți tuturor că tu asculți muzică, dar altfel sunt extrem, extrem de bune. Și cel puțin prin comparație cu prețul dublu al celor de la Apple, astea par a fi un best buy. Și ultima, dar nu cea din urmă cască, Bang Olufsen Beoplay H95. Iată aici, Cred că v-ați dat seama că am păstrat the best for last. Și mai recunosc ceva, că m-am lăsat păcălit de repulsia mea pentru znobii, fițoșii și bogații care au făcut din produsele Bang Olufsen o religie. Și m-am ținut departe de ele. Deci H95 este o cască that has it all. Și încă ceva pe deasupra. Din punct de vedere audio, rulând exact aceleași lucruri de pe Tidal ca pe celelalte, s-au auzit dumnezeiește. Ăsta este cuvântul. Dumnezeiește. Astea sunt într-o liga a lor, deci separat. Ar fi doar la astea de povestit un video întreg, dar am să mă rezum la o singură remarcă. În vreme ce mai toate căștile pe care le-am ascultat vreodată se potrivesc mai mult unui anume gen muzical sau altuia, pe astea, indiferent că am ascultat rock, metal, blues, pop, hip-hop sau clasică, Totul s-a auzit absolut impecabil. Deci, la capitolul ăsta sunt de 10 din 10. Oricum, pe ansamblu, toate patru sunt destul de băsoase, că astea sunt cerințele actuale. Dar basul acestora este scurt, crisp, nereverberant și în același timp profund, precis, viu și clar. Nu face piesa confuză sau aglomerată. În altele sunt și ele clare și frumoase, iar în zona de medii vocile sunt operă de artă. Deci casca asta le are pe toate. Prezență, claritate și forță. Și apropo de forță, volumul ăstora este întrepte peste cele mai puternice dintre celelalte, adică AirPods sau Momentum. Și faza uluitoare este că soundul rămâne clar și definit, inclusiv la volumul acela care îți comprimă creierii în cap. True mother dar și 3700 de lei. Și mai ca aș zice că nici măcar prețul ăsta nu este exagerat. Construcția, designul, ergonomia și confortul sunt toate din altă lume. La astea clar, nu mai are niciun sens să discutăm detalii gen build quality și design, pentru că astea sunt de la sine înțelese. Punct. O singură remarcă aș vrea să mai fac. Controlul de volum este pe casca dreaptă, pe un cerc zimțat care înconjoară spatele cupei. Ce idee mișto și ce control intuitiv. Iar pe cea stângă, în același fel, se controlează nivelul de reducere a zgomotului ambient sau nivelul de transparență. Nu vezi asta la celelalte, unde sunt doar poziții fixe. Aici tu însuți faci fine-tuning de cât de surdă sau de deschisă vrei să fie casca. Este fabulos. Sunt niște căști extraordinare care sunt și bijuterii, și bijuterii care sunt și niște căști extraordinare. Uitându-mă la cei 700 de lei diferență față de Airpods Max, să fie cu iertare, dar prin comparație cu astea, nu le pot recomanda pe astea. Le-am ascultat pe astea legate la un iPad de h 95 zic, și nici aplicația lor nu e rea deloc. De fapt, mi se pare că e cea mai elegantă și mai complexă dintre toate. De departe, arată bine, se mișcă bine, iar controlul căștilor este divin. Modurile Optimal și Clear mi s-au părut cele mai bune. Dar dacă nici astea nu te fac fericit, atunci poți tu însuți să le setezi tonalitatea. Și doamne, ce bine răspund și reacționează căștile la modificările tale. Sincer, de acestea nu m-am mai săturat ascultând și probabil sunt printre puținele chestii pe care le dau cu regret înapoi. Dar la fel de sincer, nici nu aș da 3700 de lei pe o pereche de căști Bluetooth, cât aș fi eu de nebun și de pasionat de muzici. Asta e. Trăgând în linia însă, recunosc că toate cele patru au fost o plăcere și o încântare. Și fiecare, în felul său, are părțile sale bune, că e prețul, lucul, controlul sau calitatea audio. De fapt, când cele mai ieftine of the bunch sunt 1400 de lei, nici nu prea avea cum să fie altfel. Și acum că am stabilit că avem cu ce, mai trebuie ce, adică muzica în sine, dar aici fiecare alege după sufletul, gustul, chipul și asemănarea sa. Iar cu gusturile știți cum e. Nu se discută și nici nu se dispută. Hai voi să vedem dacă gândurile voastre și ale noastre, cum zicea pe vremuri o anume piesă muzicală, și hai cu algoritmul în comentarii. Ce muzică ascultați? voi. Hai că sunt maxim curios să aflu și eu ce mai ascultă lumea. Cum credeți voi că a fost evoluția muzicii în ultimele, să zicem, 5 decenii? Unde suntem acum și încotro ne îndreptăm? Ce așteaptă lumea de la ceea ce ascultă? Mai este muzica un statement sau este un simplu fond sonor care băzăie acolo în fundal ca televizorul în bucătărie dimineața când faci duș? Trecând acum la căști, care dintre cele patru v-a plăcut și de ce? ce v-ar tenta și de ce. Acestea fiind zise, abonați-vă în zonă. Știu că ăsta este probabil cel mai lung clip al meu ever, dar așa se întâmplă atunci când vorbești despre lucruri care te-au pasionat sau te pasionează cu adevărat. Ceea ce vă doresc și vouă. Hai. Baftă și dacă avem un pic de noroc și iese ce trebuie. Ne vedem joi cu noul decor.